pacea Domnului. Aseară când m-a rugat tati să predic în această dimineață, pentru că uitase să mă anunțe mai devreme, nu știam despre ce să vorbesc. Cu ceva timp în drum mă gândeam la un subiect viitor pentru predică, doar că aseară n-am avut timp să-l dezvolt așa cum doream eu, așadar mi-am ales un subiect mai simplu, dar pe care nu prea îl înțelegem, și înainte de a trece la acest studiu, aș ruga să vizionăm împreună un scurt videoclip. Acest videoclip m-am gândit la citatul celebru care spune: toți oamenii există, dar puțini sunt cei care trăiesc. Lumea din jurul nostru există, dar noi trebuie să facem ceva diferit față de ei, trebuie să trăim pentru Hristos ca să avem parte de viața veșnică. Studiul pe care l-am pregătit pentru astăzi poartă titlul Despre Dumnezeu și noi. Am ales ca text introductiv nu unul din Biblie, ci unul care este spus de Pascal. Oamenii trebuie cunoscuți pentru a fi iubiți, dar Dumnezeu trebuie iubit pentru a fi cunoscut. În viața de zi cu zi suntem înconjurați de oameni pe care îi considerăm mai mult sau mai puțin importanți pentru noi. Este oarecum opțiunea noastră de a determina cine este mai important pentru noi. Oricum, pe zi ce trece, relația cu Dumnezeu este parcă tot mai neimportantă pentru om, iar noi, oamenii, ne amintim de Dumnezeu doar atunci când avem nevoie de El, și asta nu înseamnă că Dumnezeu este o persoană importantă în viața noastră dacă îl căutăm doar la nevoi. În continuare, voi prezenta trei pași prin care omul reușește în viață: călăuzire, dorință și comunicare. Călăuzirea lui Dumnezeu este foarte importantă, este absolut necesară și este nevoie de discernământ spiritual, biblic, pentru a ne putea însuși călăuzirea lui Dumnezeu prin cuvânt și duh. Dumnezeu este cetățuia mea cea tare și El mă călăuzește pe calea cea dreaptă. Lărgește drumul sub pașii mei și picioarele mele nu se clatină. În 2 Samuel 22 cu 33 și 37. Dacă vrem să trăim cu adevărat pentru Dumnezeu și să umblăm după voia Lui, nu numai că avem nevoie de îndrumarea Sa, ci suntem dependenți de aceasta. De ce? Fără călăuzirea Lui, am fi orbi și dezorientați. Matei 15 cu 14 spune: și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Următorul pas ar fi dorința de a face voia Lui. Aceasta joacă un rol important în formarea caracterului nostru ca și creștin, de aceea trebuie să spunem împreună cu David: vreau să fac voia Ta, Dumnezeule, și legea Ta este în fundul inimii mele. Ne încredem în planurile Tatălui, în calea pe care El o oferă, sau ne creăm propriul drum? Cu toții suntem tentați că atunci când ne rugăm să îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem noi, dar trebuie să ne rugăm pentru planurile pe care Dumnezeu le vrea pentru noi. Ar fi bine să nu uităm ceea ce Domnul ne spune prin profetul Isaia: căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile față de gândurile voastre. Consider că a face voia Lui înseamnă a alege calea Sa, a te arunca în brațele Sale știind că ele te vor prinde. Eu vreau să reușesc în viață și vreau să capăt viața veșnică, și Dumnezeu, dumneavoastră vreți același lucru. Nu cred că există cineva din această sală care dorește să piară. Toți creștinii vor aceasta, de aceea trebuie să spunem împreună cu prorocul Isaia:
Dumnezeu este izbăvirea mea. Voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. Iar în 1 Ioan 4,16 citim: și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. Al treilea pas este comunicarea. În zilele noastre noi comunicăm cu prietenii, cu rudele, prin mesaje sau convorbiri telefonice, la fel și cu colegii, dar cu Dumnezeu cum păstrăm legătura? Am găsit în Căminul Advent, la pagina 343, unde Ellen White spune: dacă vă ridicați glasurile în rugăciune către cer pentru lumină, Domnul Iisus, care este lumină și viață, pace și bucurie, vă va auzi strigătul. El, soarele neprihănirii, va străluci la încăperile minții voastre, luminând templul sufletului. Scriptura ne sfătuiește să ne rugăm fără încetare. Acest fapt nu înseamnă că trebuie să ne petrecem tot timpul pe genunchi, într-o rugăciune formală, ci înseamnă că trebuie să trăim și să îi slujim Domnului nostru într-o atmosferă a rugăciunii. Rugăciunea este mijlocul de comunicare între suflet și Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său, iar noi îi răspundem prin rugăciunile noastre. El ne ascultă întotdeauna. Noi nu putem să îl obosim sau să îl împovărăm prin mesajele noastre, transmise adesea de la inimă la inimă. El este acolo mereu să ne asculte. Am ajuns în vremuri serioase. Evenimentele din lumea noastră cer ca fiecare urmaș al lui Hristos să fie dedicat pe deplin unei relații stăruitoare cu Dumnezeu. Pentru a întări relația aceasta și pentru a împlini nevoile noastre emoționale și spirituale, trebuie să ajungem să cunoaștem puterea rugăciunii și trebuie să îl rugăm pe Domnul, asemenea ucenicilor din vechime, spunând: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Faptul că Dumnezeu este doritor și este gata să audă și să răspundă în orice situație la rugăciunile noastre sincere, este foarte liniștitor. El este un tată iubitor, interesat de noi atât când lucrurile merg bine, cât și atunci când greutățile vieții vin asupra noastră ca niște lovituri devastatoare și îngrozitoare. Vedem că Dumnezeu este lângă noi și la bine și la rău, dar noi avem tendința să ne rugăm doar atunci când avem nevoie de El și acest lucru nu cred că îl face pe El fericit. Trebuie să avem o comunicare cu El continuă. Când simțim că grijile ne apasă, trebuie să strigăm: Dumnezeule, unde ești? Și este bine să știm că El este doar la o rugăciune distanță de noi. Tema studiului a fost despre Dumnezeu și noi. Am aflat câteva lucruri despre acestea cu ajutorul Spiritului Profetic și Cuvântului Sfânt. Și am căutat și am vrut să văd ce spun alți oameni care nu au practic legătură cu religia, ce spun despre acest subiect. Michelangelo spunea: viața este darul lui Dumnezeu pentru noi. Modul în care o trăim este darul pe care noi îl facem lui Dumnezeu. Gilbert Sesbrol spunea: ateii îl neagă pe Dumnezeu prin vorbe și credincioșii prin fapte. Știm noi la ce nivel se află relația noastră cu Tatăl, despre Dumnezeu și noi, despre Dumnezeu și tine, despre Dumnezeu și mine. Aceasta este povestea pe care noi o creăm de-a lungul vieții. Vrem să ne plecăm capetele de rușine, să plângem, să fim în agonie sau să strigăm plin de bucurie: iată, Dumnezeul în care ne-am pus încrederea vine să ne mântuiască. În încheiere, aș dori să citesc un pasaj inspirat din cartea Nu te teme, turmă mică, scrisă de Ellen White, care spune: acest Dumnezeu puternic al lui Israel este Dumnezeul nostru. Ne putem încrede în El, iar dacă ascultăm de poruncile sale, El va lucra pentru noi într-un mod la fel de izbitor ca și pentru poporul său din vechime. Oricine caută să umble pe calea datoriei va fi asaltat uneori de îndoială și necredință. Calea va fi uneori atât de plină de obstacole aparent de netrecut, încât să îi descurajeze pe acei care se vor lăsa descurajați. Dar acestora Dumnezeu le spune: înaintați, îndepliniți-vă datoria oricât ar costa. Marea de probleme care amenință să vă înnece se va deschide pe măsură ce înaintați, descoperind înaintea pașilor voștri o cale sigură de urmat. Încercările și greutățile care par atât de cumplite și vă umplu sufletul cu groază vor dispărea pe măsură ce înaintați cu îndrăzneală pe calea ascultării, încrezându-vă cu umilință în Dumnezeu. Fiecare pas din viață trebuie să fie unul mânat de credință, de dragoste, de consacrare.
Hristos se oferă să meargă alături de noi pe întregul drum al vieții noastre și să ne înveselească prin prezența sa. Dacă nu prețuim prietenia sa, este doar greșeala noastră, pierderea noastră. Dacă bâșbâim prin întuneric, aceasta se întâmplă pentru că refuzăm prezența singurului care poate face calea noastră luminoasă și plină de bucurie. Trebuie să cultivăm acea credință care lucrează prin dragoste și curăță sufletul. Știm că El este lumina, știm că El este singura scăpare și El este singurul Tatăl Ceresc. Dar credem asta? Doresc ca eu să-mi îmbunătățesc relația cu Dumnezeu și probabil doriți și dumneavoastră, dar dorim, dar nu facem nimic în privința aceasta. Viața veșnică, pe care noi cu toții vrem să o dobândim, vrem să fim cu toți cei dragi în veșnicie, dar când acționăm cu privire la asta? Aș dori să închei cu versetul din Ioan 16:33 care spune: V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Astfel putem fi fericiți într-o relație eternă lângă un Dumnezeu veșnic. Amin. Tatăl să ne ajute să ne îmbunătățim relația cu El, pentru că numai așa putem să Îl cunoaștem și să vedem cât de bun este cu noi. Și deși uneori credem că El nu ne ajută, noi nu vedem întregul Său plan. Să ne rugăm ca să avem parte de viața veșnică și să ne revedem sus în cerul cu cei dragi. Amin. Pacea Domnului. Am să vă vorbesc astăzi despre rugăciune. Am făcut această alegere deoarece simt că stilul nostru de viață a devenit tot mai încordat și suntem implicați în foarte multe activități, lucrăm peste măsură și suntem nevoiți să facem față unui ritm foarte alert. Iar toate aceste lucruri ne despart de timpul prețios pe care ar trebui să îl acordăm lui Dumnezeu în rugăciune. În viața noastră au ajuns pe primul loc îngrijorările și plăcerii lumii acesteia, iar nevoile sufletului nostru, nevoia de Dumnezeu în viața noastră, a început să dispară încetul cu încetul. Am început noi oare deja să plecăm de acasă dimineața fără să ne rugăm? Vreau să vă explic ceva. Dacă afară este frig, căutăm să ne luăm un fular și mănușile. Dacă plouă, ne luăm umbrela. Dar de ce este nevoie de rugăciune? Verificăm noi dacă L-am invitat pe Dumnezeu cu noi în ziua ce ne stă în față? Ca să răspund la aceste întrebări, am să vă spun ce reprezintă rugăciunea și ce poate face aceasta în viața noastră. În Sfânta Scriptură se vorbește despre rugăciune ca fiind o armură foarte puternică împotriva celui rău, având ca rezultat mântuirea sufletelor. Totodată, rugăciunea înseamnă a vorbi cu Dumnezeu. Observați că nu înseamnă a vorbi lui Dumnezeu, ci a vorbi cu Dumnezeu. Rugăciunea nu este o recitare, o enumerare de cuvinte fără un sens anume. Ea este o conversație inteligentă, sinceră și plăcută cu Dumnezeu, ca și cu un prieten iubit și respectat. În viața noastră conversăm în mod diferit, în funcție de persoana căruia ne adresăm. De exemplu, dacă vorbim cu un profesor, o să vorbim cu respect, dar dacă vorbim cu un cercetător sau cu cineva care ne enervează sau ne agresează, cu siguranță nu vom folosi același ton și același mod de a vorbi. Asta pentru că avem concepții diferite pentru fiecare persoană. Tot așa se întâmplă și în relația noastră cu Dumnezeu. Pentru a avea o rugăciune cu succes, trebuie să avem și o concepție și o viziune corectă despre Dumnezeu. Știm noi cum ar trebui să ne adresăm lui Dumnezeu? Dacă Îl vedem pe Dumnezeu ca pe un conducător sever,
care are numai pretenții, standarde înalte, numai porunci pe care noi să le ascultăm întocmai, atunci cu siguranță că rugăciunile noastre vor reflecta această concepție și vom ajunge în timp să îl urâm pe Dumnezeu și chiar și rugăciunea. Dacă credem că Dumnezeu este un bătrân acolo sus în cer, probabil că vom fi mai evlavioși și mai respectoși. Dar ne vom pierde cu siguranță răbdarea și dorința de a conversa prin rugăciune cu El. Dacă însă vom crede că Dumnezeu are o dragoste intensă, personală pentru noi, dacă vom realiza că El ne cunoaște toate slăbiciunile și toate dificultățile pe care le avem, dacă vom accepta poruncile Lui din iubire și vom înțelege că Dumnezeu este Iisus, atunci rugăciunile noastre vor fi o binecuvântare și o laudă la adresa Sa. Vom fi în stare să facem să răsune acele laude spuse în Psalmii 84:2. Ființa mea în întregime strigă de bucurie înaintea viului Dumnezeu. Cum îl putem descoperi pe Dumnezeu și caracterul Său? Eu cred că nu putem lua drept exemplu un om din viața noastră pe care îl considerăm noi mai creștin, pentru că el doar încearcă să reflecte caracterul lui Dumnezeu. Dar nimeni nu a reușit să facă acest lucru în mod perfect până acum, decât Fiul Său, Domnul Iisus. El este singura bază, singurul argument și fundament pentru o concepție corectă cu privire la Dumnezeu. Viața Sa pe pământ este un exemplu pentru noi toți. Este cu adevărat greu să nu-ți deschizi inima în fața unui Dumnezeu asemenea lui Iisus, care S-a jertfit pentru salvarea noastră, deși eram păcătoși. Cu toate acestea, știm că Dumnezeu este bun, dar suntem conștienți că nu orice rugăciune are și putere și nu oricine se roagă va fi și ascultat. Rugăciunea plină de putere este rugăciunea făcută de o anumită categorie de oameni și doar într-un anumit fel. Rugăciunea plină de putere este făcută de omul neprihănit. În Psalmii 66:18, David spunea: dacă aș fi cugetat la lucrurile nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Observăm că Domnul nu ascultă glasul celor ce se gândesc la lucruri nelegiuite și în inima lor nu este bunătate. În Ioan 15:7, Iisus spunea astfel: dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Putem cere orice vom vrea de la Domnul și El a făgăduit că ne va da, cu condiția ca noi să rămânem în El și să ascultăm de cuvintele Sale. În prima condiție amintită am spus că omul trebuie să fie neprihănit. Ce înseamnă să fii neprihănit? Putem noi trăi fără să păcătuim? Eu cred că a fi neprihănit înseamnă a-ți rezolva în mod biblic problema păcatului. Omul neprihănit nu este acel om care nu păcătuiește niciodată. Nu există un astfel de om, ci este cel care se pocăiește mereu de păcatele sale, renunțând la ele. Cu cât suntem mai disponibili la pocăință, cu atât creștem mai mult în neprihănire. Neprihănirea este o luptă de o viață. Rugăciunea plină de putere este rugăciunea făcută cu credință. În Marcu 11:24 se spune: de aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați primit și îl veți avea. Deci, dacă vom crede dinainte că vom primi acel lucru, cu siguranță Domnul ne-l va oferi. Dacă avem credința dinainte că Domnul ne-l va da, îl vom primi de la El. În Iacov 1:7-8 spune: un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul,
căci este un om nehotărât și nestatornic în căile lui. Suntem și noi asemenea, suntem noi nehotărâți? Când ne rugăm cu credință, înseamnă că luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce El ne promite. Și nu suntem nehotărâți în privința Lui, ci ascultăm așa cum ar trebui. Rugăciunea plină de putere este rugăciunea cu stăruință. Coloseni 4,2. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. În Luca 18 se vorbește despre pilda judecătorului nedrept. Într-o cetate, era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă, care venea des la ei și zicea: „Fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu.” Multă vreme n-a voie să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis: „Măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul.” Ce învățăm noi din această pildă? Văduva a primit un răspuns concret pentru că a avut o cerere concretă. Ea a spus: „Fă-mi dreptate.” Să facem rugăciuni concrete și la subiect, nu abstracte sau superficiale. Uneori răspunsul nu vine imediat. Uneori e nevoie de perseverență. Văduva a primit rezolvare datorită modului de a-și pleda cauza. Să ne rugăm până vom primi ceea ce vom cere. Dacă văduva a reușit să-l înduplice pe judecătorul corupt și nemilos, cu cât mai mult noi vom găsi răspuns la Dumnezeu, care a dat totul pentru totul drept jertfă pentru noi. În orice luptă, nu contează motivul luptei noastre, stăruința este cheia pentru biruință. Rugăciunea plină de putere este rugăciunea fierbinte. În Luca capitolul 22 ne este relatată rugăciunea Domnului Iisus către Dumnezeu Tatăl: „Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta.” A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte, și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Rugăciunea Domnului Iisus în Ghețimani este pentru noi cel mai bun exemplu de rugăciune fierbinte. Este o rugăciune făcută din adâncul inimii și o rugăciune primită din dragostea față de Tatăl și față de oamenii și față de omenire. De asemenea, în rugăciune, noi mai trebuie să fim și umili, asemenea vameșului, iertători față de semenii noștri, și nu în ultimul rând, rugăciunea ar trebui să o înălțăm în numele Domnului nostru, care mijlocește pentru noi, ca să putem căpăta acces la Tatăl Ceresc. În concluzie, rugăciunea care mută munții, despietrește inima, câștigă biruințe, este făcută cu credință, cu stăruință, fierbinte și cu regret și remușcare față de păcat. Să ne ajute Domnul să spunem și noi ca Martin Luther: am atâtea lucruri de făcut încât am să-mi petrec primele 4 ore în rugăciune și să nu plecăm dimineața de acasă sau să mergem seara la culcare fără să îl invităm pe Domnul să fie călăuza noastră. Amin.